Vedeți lipsa bugetului de stat unui proiect la începutul lunii ianuarie, faptul că e posibil să ajungă abia la sfârșitul lunii în guvern și apoi la Parlament? Ei, iată, asta este o problemă gravă. Eu am pus această întrebare deja în decembrie, dacă vă amintiți, și o mai pun o dată. Unde este proiectul de buget? PSD-ul a guvernat în tot acest timp, PSD-ul a avut toate condițiile și trebuia să vină conform legii în vigoare până pe 15 noiembrie cu proiectul de buget. Nu există la momentul acesta nici un proiect de buget. Ba dimpotrivă, în loc să se ocupe de buget, fiindcă toată lumea are nevoie de bugetul pe anul în curs, este deja târziu, se ocupă de schimbat șef de la ANAF și din alte poziții. Lucru care mie îmi dă foarte mult de gândit. Probabil există probleme cu bugetul. Aceste lucruri trebuie să le explice de urgență PSD-ul și să vină cu un proiect de buget. Este nevoie de o ședință extraordinară a Parlamentului? Chiar membrii opoziției cereau acest lucru. Ar fi de dorit să se facă toți pașii pentru a avea cât se poate de repede bugetul pe 2019. Însă nu de Parlament ține această chestiune. Mai întâi trebuie să vină guvernul cu un proiect de buget, după care, sigur, Parlamentul poate să hotărască când îl ia în discuție. Domnul